Lover croșetat din ață canguru, da, o croșetă de 2, e început de jos și spate și față, 180 de ochiuri am pus, e lucrat până aici, la umăr, la subbraț, la subbraț am mers cu spatele, deci e lucrat tot. Am mers cu spatele până aici și după aceea am continuat cu partea din față. Da? Și încheiat pe aici, decât pe umăr. Da? Pe aici are cheie. Apoi am continuat, am încheiat și am continuat cu mâneca. Mâneca e... Da? Încheiat pe aici. Deci am pus pe andrele. Se lucrează un rând pe dos, deci cu firul în spatele andrelei. Apoi trecem la croșetă. Iau primul ochi. Da? Lucrez un lanț de 2. După aceea iau următoarele 2 ochiuri. Lanț de 2. Lanț de 2. Deci strâng câte 2 ochiuri de pe andrele. Fac un ochi și din 2 fac un. Lanț de 2. Punând pe Andreea, are elasticitate jos. Dacă iei cu lănțic, lănțicul ține. Dar nu se întinde. Facem lanț de 3, 2, 3, ne întoarcem și în fiecare gaură aici facem câte 2 piciorușe. Duble.
Și aici în margine. Lanț de 3. Da? Și ne întoarcem. Și la fiecare picioruș mai facem câte unul. Deci două rânduri de piciorușe. Deci două rânduri de piciorușe. Acum facem lanț de 4. Da? Dăm peste croșetă și avem una, două, la 3. Lanț de 2. Una, două, sorin la 3. Se lucrează foarte repede, foarte ușor de lucrat, ce e foarte frumos. Facem lanț de 3 și în fiecare căsuță câte două piciorușe. Dacă e ață subțire, că merge și din ață subțire cu croșeta de 1,5, facem câte 3 piciorușe, ca să nu iasă prea rară aici. Da? În loc de două piciorușe, 3. Da, și aici în margine facem. Da. Iar floricelele de pe margine facem 3 piciorușe.
lanț de două și alte trei piciorușe. Da? Și venim aici. Facem piciorul simplu. Iar unde avem butonieră, da, unde încheiem nasturile, deci am făcut butonierele din floricele. Facem picioruș de 3 piciorușe. Și aici avem lanț de 2. Facem 1, 2, 3, 4. Și așa facem butoniera. Da? Iar piciorul simplu. Iar facem 2-3 floricele simple, după aia iar facem una cu butonieră. Deci pe margine, la mânecuță, facem florile astea, pe margine, pe jos, la pulover, pe la gât. De jur împrejur. Se vede foarte frumos colțurat așa. Da? Deci am făcut o floricică, butonieră, una, și acum iară facem butonieră, una, două, trei, patru. Dăm peste croșetă și facem petala la floare. Deci așa facem și floricelele. Deci foarte ușor modelul. Da, deci aici am făcut găurile, aici facem un rând de piciorușe și al doilea rând și după aia iară găuri.